Salutare și bine v-am găsit la un episod din Mountain Blade 2. Ei bine, astăzi va trebui să plecăm mai departe. Ideea este următoare, m-am luptat destul de mult cu tot felul de armate și oarecum cred că ar fi o idee bună să mă ocup și de altceva. În principal pentru că sunt o tonă de chestii de făcut și eu oarecum am rămas în urmă cu toate chestiile pe care plănuiam să le fac. Deci vreau să mă întorc în teritoriul Vlandiei, să recrutez ceva unități, să le antrenez puțin și abia după să mergem la război. Nu de alta, dar mi se pare o idee puțin mai bună. Și cred că am putea merge chiar pe lângă Sargot. Treaba asta ar fi absolut fantastică. Chiar ar fi absolut fantastică. Plus că vom mai putea face o tonă de alte lucruri. Deci scopul este să facem cât mai multe lucruri cât mai rapid. Și dacă nu greșesc, putem să intrăm aici și putem să chemăm câteva personaje cu mine. Două secunde. Ceva de genul. Și semicurând vom putea să punem înapoi traderii în mișcare. Au fost atacați, au fost capturați, după au fost eliberați. Și știți și voi, trebuie să-i punem înapoi pe treabă. Deci, momentan, trebuie să ne întoarcem în teritoriile noastre, să recrutăm unități și după să plecăm mai departe. Totuși, sper să reușesc să recrutez ceva unități. Vom vedea. O să fie oricum o întreagă aventură. Și să ne uităm pe aici ce se întâmplă. Epicrotea nu mă interesează neapărat. Deci, putem să ne vedem de ale noastre. Totuși, ideea este următoarea. Eu am o armată micuță în momentul de față. Și chiar acum am putea să recrutăm unități. Din păcate, recrutăm doar recruți. Cele mai slabe unități posibile. Și probabil va dura un minut până când vom putea recruta niște unități ceva mai bune. Poate nici nu vom găsi unități ceva mai bune. Până la urmă va trebui să ne descurcăm cu ce avem. Să luăm de aici câte ceva de mâncare. Cam așa. Și să mergem din sat în sat. Ia priviți niște unități puțin mai bine pregătite. Unitățile astea mă vor ajuta destul de mult. Bun, vorbim aici foarte rapid. Și am creat o caravană. Curând vom crea și o a doua caravană. Aici nu sunt unități. Surprinzător. Ia să vedem ce se întâmplă pe aici. Vote for Marshals. Ne vom abține. Deci, cred că pot lua și ceva pește. Cam așa. Avem destulă mâncare în momentul ăsta. Deci putem să ne vedem de treaba noastră. Yours is not a face I know. What is your name, stranger? Bun. Am mai creat încă o caravană. Și de acum lucrurile vor merge ceva mai ușor. Sper eu. Recrutăm de aici o unitate. Din păcate este o singură unitate. Dar cred că lucrurile vor merge onorabil. Ia priviți, mai multe trupe. Chiar vom avea nevoie de toate trupele astea.
Evident că își vor da castele între ei. Îi lăsăm să voteze. Noi oricum avem alte chestii de făcut în momentul ăsta. Deci să ne mișcăm. Recrutăm trupe. Și tot o să recrutăm trupe, veți vedea. Bun, ia priviți. Aproape 20 de unități. Ceea ce este fantastic și cred că putem ataca niște lutări. Superb, trimitem trupele. Bun. Vom putea promova niște unități. Sper eu. Acum rămâne de văzut. Bun. Avem nevoie de foarte mulți infanteriști. Deci voi încerca să recrutez în general infanteriști. Trupe călare cred că am suficiente. Oricum am teribil de multe trupe călare, deci nu știu neapărat dacă pot face ceva cu toate trupele astea. Să ne mai mișcăm pe aici prin zonă. Și să vedem dacă găsim niște trupe puțin mai bune. Am putea găsi ceva trupe puțin mai bune, dar nu sunt suficient de bune încât să conteze neapărat. Deci noi acum să mergem după sate. Aparent am capturat și Varkeg. O altă locație destul de mișto. Nu voi vota, pentru că oricum nu o să-l primesc. Dar putem vota de aici să facem pace la un moment dat. Ne abținem. Foarte bine. Totuși, să ne continuăm drumul. Sunt sigur că la un moment dat va începe un alt război. Și oarecum aș vrea să fiu pregătit. Să ne uităm rapid pe la parties. Și am putea aștepta armatele astea. Doar imaginați-vă. Vom avea super, super multe trupe. Cu ocazia asta mai antrenez și eu unitățile. Dar cred că va dura puțin. Va fi un proces, asta este clar. Și cine știe, poate la un moment dat vom fi suficient de bine pregătiți. Totuși, probabil vom începe un război cu Northern Empire. La asta mă aștept. Chiar la asta mă aștept. Altceva nu știu ce s-ar putea întâmpla. Fie Northern Empire, fie Batania. Pentru că Aserai oricum nu o să reprezinte o problemă mult timp de aici înainte. Sunt mult prea departe de noi. Deci nu prea au ce să ne facă. Totuși să vedem dacă putem ajunge într-un oraș. Avem aici un oraș. Și vom merge foarte rapid. Chiar sunt curios ce se va mai întâmpla pe aici, pentru că momentan este pace. Și când este pace, nu avem teribil de multe opțiuni. Mai putem ataca câte un hideout, dar în general nu putem face cine știe ce. Deci să mergem puțin până în arenă. Cred că ar fi o idee destul de bună. Să vorbim cu băiatul ăsta și să vedem dacă putem învăța câteva skill-uri.
Ok. Intrăm pe aici și vom face foarte rapid un respec. Două secunde, dacă ne uităm pe aici. Putem merge cu câteva skill-uri. Și scopul este să ajungem până pe aici, încât să plătim mai puțină influență când vrem să dăm ceva de făcut. Ok, distribuim pe aici niște puncte, distribuim și pe aici niște puncte și cred că vom face o treabă destul de bună. Să plecăm mai departe și să ne mai învârtim pe aici prin zonă. Am putea să mai lucrăm la câteva skill-uri. Cu siguranță nu ar fi o idee groaznică. Poate vom învăța să facem niște săbii puțin mai bune. Sau am putea să scăpăm de cal o perioadă. Încât să ne antrenăm atleticism. Deci și asta este o idee destul de bună. Am putea vorbi cu Regea foarte rapid. Ia să vedem care e faza. Ok, ne înțelegem foarte bine cu Regea. Bun. Și să vedem exact pe unde va trebui să trecem. Ne uităm unde este Onira. Chiar pe acolo trebuie să mergem. Și să adunăm ceva bănuți. Treaba asta nu va dura teribil de mult, dar cred că vom putea face o treabă destul de bună. Chiar cred că am putea face o treabă destul de bună. Și vedem aici cele trei sate. Sate în care ne vom opri foarte rapid. Putem să mai promovăm ceva unități? Evident. Și să vedem cu ce ne putem alege. Oi, sorry, I don't think I know. Collect revenue. Treaba asta va dura puțin. Bun, mergem și în următoarele sate. Și o să dureze un minuțel. Dar sunt sigur că vom face o treabă destul de bună și pe aici. Adunăm taxele. Ok, mergem mai departe, dar înainte de asta vom merge după ceva lutări. Ia să vedem. Putem să ne mai antrenăm din trupe. Și chestia asta mă va ajuta destul de mult. Mai ales dacă putem să ne creștem influența foarte rapid. Deci să încercăm să facem treaba asta cât mai eficient.
venim și în satul ăsta și vedem dacă putem aduna de aici taxele. Ok, ceva oameni de-ai mei au fost răniți. Nu este așa o problemă mare. Și acum s-o căutăm pe Ira. Și acum s-o căutăm pe Regea. Treaba asta va dura puțin. Ok, putem să lăsăm aici bănuții. Foarte bine. N-a fost așa o problemă mare. Și dacă ne uităm pe aici, am putea găsi niște cai puțin mai buni. War mounts? Mounts? Ok, foarte bine. La capitolul echipament putem găsi ceva de valoare. Ia să ne uităm. Casca asta pare fi ciudat de bună. Multe căști par a fi ciudat de bune. Și poate ar fi o idee bună să luăm niște căști puțin mai ca lumea. Zic și eu. Să ne uităm pe aici pe la echipament. Scopul este să fim pregătiți de orice. Și asta înseamnă că uneori s-ar putea să fie nevoie să-mi schimb echipamentul puțin mai des. Totuși, echipamentul meu nu este irosit. Cineva îl va primi. Aparent, momentan, nimeni nu poate primi echipamentul meu. Dar îl vom da mai departe pe viitor. Foarte bine. Și să plecăm mai departe. Chiar o duc destul de bine și la capitolul echipament. Și la capitolul arme. Și în general o duc bine. Deci treaba asta este super ok. De asemenea, cred că în momentul ăsta aș mai putea crea ceva arme. S-ar putea să fie o idee destul de bună. Mă poate ajuta și Ira aici. Foarte bine. Ne mai odihnim puțin. Și ținând cont că este pace, nu avem fantastic de multe chestii de făcut. Deci am putea crea arme. Și le-am putea vinde. De ce nu până la urmă? Enter Smithy. Să ne uităm pe aici. Forge. Și aș putea să mă interesez de alte săbii. Putem să ne uităm foarte rapid la capitolul One-Handed Sword. Nu sună teribil de rău. Să vedem aici ce putem crea. Putem crea anumite jucării care s-ar putea să valoreze ceva. Foarte bine. Care este problema? Nu am lemn aparent. Ok, asta este o problemă destul de mare. Vom folosi altă piesă încât să nu consumăm lemn. Superb.
Foarte bine. Trade. Și să ne uităm dacă avem hardwood pe aici. Și culmea, avem ceva hardwood. De asemenea, am putea vinde săbile astea, care nu valorează cine știe ce. Chiar par a fi destul de proaste. Dar este o idee bună să le vindem. Și să ne recuperăm parțial bugetul. Chiar este o idee bună să ne recuperăm bugetul ăsta. Pentru că am dat super, super mulți bani pe arme. Am dat super, super mulți bani pe echipamente. Și acum am rămas cu o sumă relativ mică. Și asta este o problemă. Deci trebuie să rezolvăm situația asta foarte, foarte rapid. Enter Smithy. Și să ne uităm. Putem să vedem foarte rapid ce piese am mai deblocat. Sunt absolut sigur că am deblocat niște piese mai drăguțe pe aici, prin zonă. Dar par a fi de level mic. Deci sunt bune, dar nu prea. Ok. Vom aștepta o perioadă. Și vom continua tot procesul ăsta. Momentan este pace, deci clar nu pot face altceva. Și cu siguranță treaba asta măcar o să-mi aducă un profit și măcar o să pot face o tonă de arme mișto pe care o să le pot da mai departe. Deci mergem cu treaba asta o perioadă. Superb. Smithy. Și vom da smelt. Iar acum vom merge cu armele astea, încât să învățăm și alte piese. Veți vedea, este o șmecherie foarte bună. Continuăm și pe aici. Wait here for some time. Și cine știe ce vom mai putea face? Oricum, scopul este să facem cât mai multe chestii și să nu pierdem neapărat vremea. Poate am putea să mergem și să ne uităm și după un alt quest. Poate ar fi și asta o idee destul de bună. Dar momentan să ne mai uităm pe la one-handed și să vedem ce mai găsim. Din păcate nu găsim piese de tier 4. Nu peste tot. Deci oarecum sunt forțat să fac niște arme destul de slăbuțe. Măcar ne alegem cu ceva experiență. Nu fantastic de multă, din păcate, dar este ceva experiență. Cam așa. Smelt. Și să intrăm aici. Foarte bine, mai așteptăm încă puțin. Și oarecum ne pregătim, pentru că la un moment dat vom învăța să facem niște piese puțin mai bune. Treaba asta chiar ar fi super, super mișto. Dar, după cum știți, este un proces. Și este un proces teribil de lung uneori. Și puțin plictisitor, nu pot să spun că nu este plictisitor. Ok, dacă ne uităm pe aici. Putem învăța câteva piese. Și treaba asta s-ar putea să mă ajute. Și cred că am rămas fără charcoal.
deci am petrecut puțin timp făcând rost de charcoal. Dar tot nu cred că am suficient charcoal, deci foarte curând va trebui să mergem mai departe și să căutăm o tonă de hardwood. Deci aventura mea nu se va opri aici. Uneori este bine că mai avem și episoade de genul, episoade în care nu se întâmplă fantastic de multe lucruri, pentru că armata mea are de suferit de fiecare dată. Și acum trebuie să ne mișcăm pe aici prin zonă. Poate vom găsi în locul ăsta niște hardwood. Deși prin zona asta nu prea există hardwood. Chestie care mă supără puțin. Dar cine știe. La capitolul party cred că mai putem promova ceva unități. Foarte bine. Unitățile mele devin ceva mai bune. Tot mai am super mult de lucru. Dar cred că vom putea face o treabă decentă. Să ne uităm. Putem găsi hardwood. Se pare că am putut găsi ceva hardwood. Mai putem găsi și niște cai cât de cât decenți. Foarte bine. Și acum să mergem mai departe. Nu de alta, dar încă nu avem suficient hardwood. Trebuie să avem 100 și puțin. Altfel lucrurile nu vor merge teribil de grozav. Tot timpul pot merge mai bine de atât. Și scopul este să ne asigurăm că vor merge mai bine de atât. Ne uităm chiar acum. În primul rând o să ne uităm la cai. Vom avea nevoie de o tonă de cai puțin mai buni. Și în locul ăsta nu găsim hardwood. E ok. Vom procesa lemnul pe care îl avem. Și ne vom descurca noi cât de cât. Așteptăm puțin încât să ne revenim. Ok, de asemenea cred că mă pot uita la mine în party. Și aș putea vorbi cu Ira. Bine, aparent nu pot face treaba asta într-un settlement. Deci să ne uităm pe aici. Ok, relația noastră cu Ira este decentă. Dar putem să ne îmbunătățim relația semnificativ? Foarte bine! Totuși, mergem până în Zeonica acum. Facem așa turul orașelor. Și sunt sigur că vom găsi chestii interesante. Dacă ne uităm pe aici, s-ar putea să mai găsim câteva chestii interesante. Nu garantez. Am putea să studiem crossbow puțin. Athletics poate fi studiat încă puțin. Și treaba asta s-ar putea să mă ajute cât de cât. Nu este neapărat cel mai grosav rol din lume. Dar cu siguranță este un rol decent. Și să ne uităm pe aici, pe la cai. Vom avea nevoie de cât mai mulți cai. Și locul ăsta nu cred că are hardwood. Din păcate nu are hardwood. Deci probabil voi fi obligat să merg direct în locațiile care au hardwood. Undeva pe aici prin zona ar trebui să găsesc. Exact, este chiar aici un sat. Și dacă vom face rost de hardwood, vom putea face o tonă de chestii interesante. Totuși, trebuie să continuăm și cu procesul meu de a afecta clanurile. Dar fiind pace, nu am cum să dau disband unor armate.
Deci și asta este puțin pe pauză. Oricum este clar că nu-mi fac cine știe ce prieteni. Dar scopul este să reușesc să-i destabilizez, încât următoarea generație să poată să obțină o tonă de teritorii foarte rapid. Asta este scopul meu. Byproducts. Am găsit super mult hardwood. Treaba asta o să mă ajute foarte mult, pentru că acum ne oprim foarte rapid în lageta. La capitolul trade, cred că mai putem lua ceva cai. Excelent. Trebuie să blocăm anumite obiecte. Obiectele astea de valoare vor fi blocate. Nu de alta, dar nu vreau să le pierd neapărat. În schimb, restul obiectelor vor fi vândute. La capitolul arme, putem vinde un topor. Și nu știu dacă mai pot cumpăra altceva. Ok, dacă ne uităm aici, putem vedea faptul că avem cum să luăm o armură mult, mult mai bună decât armura mea. Ok, nu am bani de armura asta. Interesant. Mergem aici și vom crea câteva arme. Vom merge cu ceva care se va vinde foarte, foarte bine. Intrăm la Two-Handed Sword. Pentru început vom da aici Smelt. Vom avea nevoie de o tonă de resurse. Dar armura aia mă va ține în viață super, super mult timp. Aș încerca să iau chiar două bucăți. Treaba asta ar fi absolut genială. Dar va trebui să vedem exact dacă reușim. Momentan cred că am putea da forge. Și am putea să ne uităm foarte, foarte rapid pe aici. Ceva de genul. Și vom crea câteva bucăți. Superb. Mă va ajuta și Ira foarte rapid. Trade. Și sunt curios dacă am suficiente bucăți. S-ar putea să am suficiente bucăți. Dar rămâne de văzut. Ia să ne uităm. Priviți armura asta cât de bine arată. Chiar arată ridicol de bine. Și să vedem dacă o să avem suficienți bani. Da, culme, o să avem suficienți bani. Deci putem să luăm o armură de genul. Totuși va trebui să continuăm procesul pentru că în momentul ăsta am rămas fără bani. Și treaba asta nu este deloc ok. Suntem destul de bine protejați cu noua armură. Dar cu siguranță putem să o ducem ceva mai bine. Deci ne uităm aici în Smithy. Refine. O punem și pe Ira la treabă. Foarte bine. Mai așteptăm puțin. Și imediat vom mai vinde niște săbii. Treaba asta cu siguranță m-ar ajuta.
Putem produce niște topoare. Ia să ne uităm. Putem produce un topor, am impresia. Nu de altă, dar nu mai avem hardwood. Și asta este o problemă. Dar măcar putem cumpăra de aici niște hardwood. Intrăm foarte rapid la topoare. Și mai creăm câteva bucăți. Ceva de genul. Smelt. Mai putem da smelt la ceva obiecte? Nu tocmai. Deci, cred că am făcut cam tot ce puteam face. Sau putem lua niște daggers. Dar nu avem suficienți bani. Ok, vindem de aici câteva topoare. Foarte bine. Și acum vom putea continua procesul. Ceea ce este excelent. Mai așteptăm puțin și vom putea face o tonă de arme. Recomandat-o să ne revenim și noi cu banii. Asta este scopul. Dar a trebuit să iau armura aia pentru că este una din cele mai bune armuri din joc. Priviți cât de bună este. Dacă ne uităm la stats, putem vedea faptul că avem 52 body armor, 23 leg armor, 16 arm armor, plus că mai primim încă 20 body armor aici și 12 arm armor aici, plus leg armor 28 și încă 28 arm armor, plus că avem și o cască cu 51, deci suntem teribil de bine protejați. Treaba asta este genială. Am reușit să găsim o armură teribil de bună. Poate chiar cea mai bună armură din joc. Nu sunt neapărat sigur, va trebui să vedem exact dacă este cea mai bună. Dar dacă nu este cea mai bună, cu siguranță nu sunt multe armuri mai bune. Mai facem aici câteva topoare. Și dacă nu greșesc, acum mai putem da smelt. Oricum o ducem super bine. Deci, din păcate, cred că aici se va încheia și episodul nostru. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare cu un nou episod.